Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre un aspect destul de sensibil. Fiecare dintre noi ne-am dorit zăpadă, ne-am dorit ca iarna să-și intre în drepturile sale depline, însă cu părere de rău aceasta a adus și o serie de probleme. Anume despre ceea ce s-a creat în urma căderii unui strat de zăpadă, ne-am propus să discutăm împreună cu Sergiu Căpățân, șeful Serviciului Operativ al Administrației de Stat a Drumurilor. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Igor Curov, șeful Departamentului Clinic Medicină de Urgență. Bună seara și bine ați venit! Bună seara. Domnule Căpățână, cu dumneavoastră aș vrea să încep. Un aspect foarte tranșant. Cum se circulă la ora actuală pe străzile nu doar a capitalei, ci a întregii țări? La ora actuală, pe majoritatea, vreau să zic că drumurilor naționale se circulă într-un mod obișnuit, cu excepția unor segmente de drum care au fost cuprinse de aceste ninsori abundente și de acest vânt puternic. Ca cum sunt drumul magistral M3 Chișinău, Cimișlia, Vulcănești, Giurgiulești, sectorul de drum cuprins între kilometru 155-165, deci ca să fie mai clar pentru cetățeni, de la sectorul deci Ciumai până la satul Burlăceni. Deci cu vă spun că ultima informație pe care deja de-a intrat la emisiunea dumneavoastră, mi s-a comunicat că acest sector este deja deblocat, restabilită circulația în ambele sensuri. Domnule Căpățână, datele oficiale spun că 7.000 de copii astăzi nu au mers la școală. E din cauza ineficienții unor servicii sau din cauza lipsei de personal? De ce s-a întâmplat? De ce am ajuns la această cifră enormă? Deci eu, în primul rând, aș fi vrut să spun că aceasta nu este din cauza, să spunem, a drumarilor, că drumarii au făcut tot posibilul de a asigura deci rutele de deplasare a copiilor din diferite localități spre instituțiile școlare și preșcolare. Deci situația, eu cred că este de un caracter, să spunem, din punct de vedere a securității, ca fiecare părinte, având în vedere situația care este și un ger mare afară, în afară de aceasta, zăpada care a căzut, bineînțeles că fiecare părinte să-și asigure, deci să fie încrezut în securitatea copilului, cred că au decis mai bine ca copiii să stea acasă și să nu se deplaseze astăzi. Până la urmă școală. Erau posibil că ei să ajungă la școală, nu erau deci impedimente. Conform informații operative care o avem la Administrația de Stat a Drumurilor, deci careva impedimente, să spun eu, fie la Ștefan Vodă, că a fost foarte mare vijelie în acest raion, deci din cauza că drumurile au fost blocate, cu siguranță nu sunt. Deci eu cu certitudine vreau să spun că vă spun motivul poate să fie că deja fiecare părinte, mă rog, se gândește în primul rând la securitatea copilului și apoi clar că la celelalte. Deci e un motiv destul de obiectiv pe care eu nu neg faptul că aici poate fi și mijlocul de transport, să nu fie care este antrenat la transportarea copiilor, să nu fie dotat corespunzător. Echipament, nu lucrează sistemul de frânare sau de răcire sau dispozitiv de iluminare. Deci sunt mai mulți factori care pot influența într-un mod sau altul la această situație. Domnule medic, știm că de regulă cu atât mai mult medicina de urgență nu are zile de odihnă și zile de sărbătoare. Cum s-a lucrat pe data de 7-8 numărul persoanelor care au solicitat ajutor și au ajuns la dumneavoastră la spital? Au fost mai multe? Sigur că da. În perioada rece s-au majorat, s-au crescut numărul de adresări în departamentul de urgență.
Corespunzător și serviciul de asistență medicală de urgență prin spitalul Cească tot a îndeplinit un număr enorm de solicitări la fața locului. Predomină, cu părere de rău, predomină traumatismele în zilele și hipotermiile. Hipotermiile generale, ce ține de vreme care s-a instalat la noi ultimele zile. La capitolul hipotermiei vreau să mă refer. Sunt oamenii străzii, de regulă? De obicei, da. Majoritate, 80-90%, asta e pacienți boschitari, asta e pacienți din patul social vulnerabil. Spuneți-ne, vă rog, ca să faceți față acestui flux de pacienți, ați scos și medici suplimentari? Da, deci la alte ture? Cum s-a reușit? Vă rog. Desigur, orice zi de sărbătoare, în primul rând, da, noi planificăm mai mult personal în gardă, noi planificăm mai multe resurse ca să putem să facem față la orice provocare, să spunem așa. Spuneți-ne, vă rog, atunci când urmează să chemăm serviciul de urgență, vreau să deschidem un pic parantezele împreună cu dumneavoastră, când se cheamă serviciul de urgență? Pentru că uneori avem impresia și dumneavoastră probabil o să confirmați acest lucru, că există anumite persoane care solicită ambulanța pentru, nu știu, măsurarea tensiunii arteriale. E așa sau nu? Sau e un mit? Este adevărul, cu părere de rău. Serviciul de ambulanță, serviciul de asistență medicală urgență totuși trebuie să fie chemat în cazuri când e necesar, într-adevăr, o asistență medicală urgentă. Asta e cazuri de accident vascular cerebral, cazuri de infarct miocardic. Într-adevăr, există și așa grupa de pacienți, dacă putem să spunem, care solicită neargumentat serviciul de urgență. Tot așa putem să spunem că pacienți în multe cazuri nu vor să ducă la policlinică. Mai comod să chem medicul acasă și solicită serviciul de urgență. Asta nu e corect, în primul rând. În al doilea rând, echipajele care sunt acum pe linie nu pot face față că solicitări atât de multe și printre ei mai grav rămân fără ajutor sau rămân cu întârziere, da? Ajung echipele. Asta e problema. Spuneți-ne, vă rog, cel puțin din ceea ce v-au raportat colegii dumneavoastră, s-au confruntat cu probleme la accesibilitate în cursele și în preajma caselor unde urmau să fie luați acești pacienți? În principiu, nu confruntăm cu problema asta fiecare an. Fiecare an. Drumurile centrale prin capitală cât de cât sunt curățite. În ogrez, în curte, putem intra, dar până la scară nu ajungem câteodată, că sunt parcate mașini și sunt mai multe probleme. În principiu, serviciul de urgență a făcut față. Domnule Căpățină, stratul de zăpadă a fost unul mare sau problema a fost discolo? Problema a fost viscolul, fiindcă stratul de zăpadă, să luăm așa în linii medii, a ajuns până la 50 de centimetri, de jumătate de metru. Deci această cantitate nu ne face nouă mari probleme de a menține, să spunem, într-o stare satisfăcătoare drumurile care le gestionează Ministerul Transportului și Infrastructurii a drumurilor. Problema a fost în viscol, fiindcă deja ciclonul care a venit din partea României s-a extins mai mult în zona de sud, ceea ce ne-a făcut și mai mari probleme, care la moment avem încă un sector de drum pe drumul magistral M3, cum am menționat mai sus, de la kilometrul 197-211, deci de la Vulcănești pe sectorul Slobozia Mare. Deci acolo avem, să spunem, o văgăună, unde vântul din cauza rafalelor de vânt foarte puternic, el a fost practic împotmolit cu o zăpadă în jurul de 2,5-3 metri. Acum, la moment, în zona respectivă sunt repartizate, deci utilaje speciale cu capacitate sporită, unde noi prognozăm că către dimineață, deci și acest sector să fie restabilită circulația.
Mai avem un sector la fel în zona de sud, pe drumul Republican R37, cea lungă Comrat Cantimir, de la kilometru 46 până la kilometru 55, care la fel, conform datelor primite din teritoriul de la colegi, va fi și el restabilit către orelor 20-21. Evident, se muncește în regim non-stop, așa cum am făcut-o și de alte date. Vreau să vă spun, folosindu-mă de această posibilitate, că Republica Moldova, noi transportatorii, Ministerul Transportelor, Drumarii, am luat o decizie că, având în vedere sărbătorile de iarnă, ca să nu sistem așa cum au făcut colegii atât din România cât și din Ucraina. Că dacă luăm și telefonăm, fie Vama Tudora, fie Palanca sau Starea Cazace, da, din partea Ucrainei, vreau să vă spun că practic ori Mirnea luăm de la Cedrlunga, toate posturile vamale sunt închise din partea Ucrainei. Din partea Republicii Moldova se lucrează? Se lucrează, deci noi practic am asigurat accesele către punctele vamale absolut în toate raioanele. În dependență, evident, de situația care era la moment. Deci acolo a fost antrenată tehnică suplimentară pentru a asigura accesul oamenilor către aceste treceri. Domnule medic, atunci când vorbim despre serviciile pe care le prestați, cu părere de rău, adesea vorbim despre insuficiență de cadre. În departamentul dumneavoastră, care e starea de lucruri? Sigur că tot aceeași stare ca și în țara noastră. Sigur că ducem lipsa de cadre și nu numai medici, dar și personalul mediu. Sigur că sarcina pentru fiecare colaborator din departamentul în tură a crescut semnificativ. Stăruim să facem față acestei provocări, dar cu păreri de rău, surse, da, resurse umane sunt dificile, spun așa. La capitolul echipament, cum stați? Cu echipament consumabil noi suntem asigurați 100%, noi nu avem probleme nici cu medicamente, nici cu consumabile medicale. Domnule medic, domeniul dumneavoastră este din momentul în care acest pacient a fost adus la spitalul de urgență. Vreau să vă întreb un lucru. Cel puțin câțiva ani în urmă, presa a scris despre cazuri atunci când, datorită lipsii de condiții în care a fost transportată chiar prin intermediul ambulanței, a avut de suferit acea persoană chiar că suferise anterior o intervenție chirurgicală. Spuneți-mi, vă rog, în activitatea dumneavoastră practică, ați avut asemenea cazuri? Nu, niciun caz. Asemenea cazuri noi n-am avut. Dar, într-adevăr, noi, toate necesare condiții care sunt pentru un pacient de urgență sunt create în Institutul de Medicină Urgentă. Ca și secție de reanimație, sale de operații de urgență sunt disponibile 24 din 24. Noi, așa, asemenea cazuri n-am avut. Domnule Căpățână, spunea ceva mai devreme despre autospeciale, despre oamenii scoși la muncă. O să vă rog ca să vă continuați acest gând, dar în același timp o să rog regia ca să facă legătură cu cei de la situații excepționale pentru a vedea care este starea de lucruri la moment în teritoriu, în ce măsură se circulă normal și au fost înlăturate toate barierele. Până regia ne face legătura, vreau să ne spuneți câte persoane au fost scoase în teritoriu, câte autospeciale. Deci, vorbim de noaptea, da, deci de la 8 spre 9 ianuarie, deci au fost antrenate în procesul tehnologic circa la 217 utilaje speciale, 329 de muncitori rutieri și utilizate 803 tone material antiderapant. Vorbesc de noaptea trecută, dar dacă luăm în o medie, da, pe 3-4 zile de pe data de 6 ianuarie până la 9, deci aproximativ în jurul la 250 de utilaje speciale, aici între autogradere, buldozere, încărcătoare frontale, încărcătoare speciale și alte mecanisme. Deci, în total au fost, să spunem, 250, da, muncitori rutieri undeva la 330-340 și utilizat material la combaterea. Vreau să vă întreb același lucru pe care l-am întrebat pe domnul medic. Spuneți-ne, vă rog,
oameni necesari? Aveți suficienți, angajați, care să facă față? Avem, da. Avem, suntem dotați absolut cu tot. Deci problema care? Fiindcă de a, să spunem, a fi antrenate niște utilaje grele când stratul de zăpadă este, de exemplu, 50 de centimetri sau până la un metru, atunci necesită alte acțiuni din partea administratorului. Deci acolo trebuie să fie antrenat tehnica tractoare, peșănile, unde să-și poată face meseria, să spunem așa. Domnule, spuneți-ne, vă rog, chiar în prima zi, atunci când a căzut zăpada, prin intermediul rețelelor de socializare, am văzut foarte mulți internauți care spuneau că nu s-a ajuns cu material antiderapant sau nu s-a ajuns în general cu echipele de specialitate. Spuneți-ne, vă rog, prioritate mai întâi, haideți să explicăm poate telespectatorilor, se dă traseilor internaționale, după aceea se ajung la cele locale și de aceea se creează asemenea confuzii? Evident. Deci, prioritate, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a elaborat un ghid de întreținere a drumurilor publice pe perioada de iarnă. Și prioritate către sezonul rece au drumurile naționale, unde au o intensitate mai sporită de circulație și după ce se prelucrează, combate lunecușul sau se dezepezesc aceste rețele de drumuri naționale, după aceea se trece la cele locale. E clar că cetățeanul nu cunoaște aceste amănunte, dar pentru aceasta noi încercăm prin intermediul atât a serviciului operativ din cadrul administrației. Dar oricum până la ora actuală și regia ne spune că avem 3 trasee internaționale care nu sunt practicabile, cel puțin datelor oficiale, așa ne zic. Deci eu vă spun, înainte de a intra în emisiune, deci un segment de drum, Ciumai Burlăceni, a fost deblocat, unde este restabilită circulația. Da. Segmentul de drum, tot pe același drum M3, Chișinău, Cimișlia, Vulcănești, Giurgiulești, de la kilometrul 197 până la 211, deci la marginea, să spunem, hotarilor Vulcănești spre Slobozia Mare, unde te deplasezi către Giurgiulești, acest segment de drum încă este... Se lucrează. Se lucrează, este blocat. Rog regia ca să facem legătură cu doamna Pușcaș. Fiindcă situația operativă se schimbă de la minute, nu de la ore. Fiindcă eu, intrând încoace la dumneavoastră, am primit informație. E Tulia, e Șmichioi. Vreau să zic că ele sunt deja deblocate. Unii este asigurat accesul cetățenilor către Vulcănești. Nu se pot deplasa spre Giurgiulești, dar spre Vulcănești, Comrat, se pot deplasa spre Taraclia sau la Cahul. Au de depasat conducătorii. Alo? Încercăm să facem legătura cu doamna Pușcaș de la serviciul de presă al situațiilor excepționale. Să vedem și punctul de vedere al lor. Alo, bună ziua! Da, bună ziua! Sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi discutăm împreună cu invitații ediției despre modul în care se circulă în țară și despre acțiunile care sunt întreprinse pentru a reveni la normal. Spuneți-ne, vă rog, la ora actuală, departamentul pe care îl reprezentați, ce întreprinde? Se mai lucrează în teritoriu? Putem să spunem că în mare parte s-a lucrat în teritoriu pe parcursul zilei de ieri. Vatorii au avut într-adevăr o noapte albă și nu doar una singură. Începând cu avertizarea meteo de pe data de 6, salvatorii și pompierii au lucrat într-un regim sporit. În acest sens pot să menționez că datorită intervenției operative a angajaților serviciului situații excepționale, din Nămeți au fost deblocate 250 de autoturisme. Serviciul situații excepționale a continuat deblocarea autoturismelor împotmolite în zăpadă din centru și sudul țării, iar peste 110 oameni au fost salvați de pompieri doar pe parcursul ultimelor 24 de ore. Cele mai multe intervenții ale salvatorilor au avut loc în raioanele Ungheni, Călăraș, Cimișlia, Leova, Căușeni, dar și Taraclia. Misiuni dificile pentru pompieri au fost înregistrate la transportarea bolnavilor din satele unde cu greu aveau acces autospecialele de intervenție. Aici colegii noștri din media au prezentat cazul unei femei însărcinate.
Tocmai asta vreau să vă spun, că o femeie însărcinată din localitatea Caraclia a fost transportată la Spitalul Raional din Taraclia prin intermediul salvatorilor care au reușit să ajungă în localitatea înzăpezită. Un alt caz, e vorba de o femeie din satul Marianca de Sus, raionul Căușeni, a fost transportată de salvatori la spital după ce starea de sănătate s-a agravat la domiciliu. Pompierii au reușit în total să transporte 4 pacienți spre spitalele din țară, asta dacă vorbim de ultimele intervenții de 24 de ore, iar 3 gravide au ajuns la spital pentru a putea avea o naștere. Conform datelor serviciului situație excepționale, pe parcursul ultimilor 24 de ore la lucrările de prevenire și lichidarea consecințelor situațiilor de risc, au acționat 300 de salvatori și pompieri cu 60 autospeciale de intervenție. Doamna Pușcaș, spuneți-ne, vă rog, au avut de suferit vreo persoană dacă vorbim despre solicitarea sobilor și a pliților? Utilizarea lor incorrectă în ultimele 24 de ore? Din nefericire, dacă vorbim de exploatarea sobelor de încălzit, atunci pe teritoriul țării au fost înregistrate mai multe situații excepționale, unele din ele soldându-se cu pierderi de vieți. Astfel, două femei cu vârsta de 93 de ani au murit în urma incendiilor izbucnite ieri în locuința lor, din satele Verejeni, dar și din raionul Ocnița. Totodată, incendiile au distrus bunurile materiale din încăpere, iar femeile au fost descoperite fără suflare. Mai mult, alte trei persoane și-au pierdut viața intoxicați cu monoxid de carbon emanat de la o sobă de încălzit. Este vorba de un bărbat de 71 de ani din satul Burlănești, raionul Iediniț, dar și de două femei de 71 și 90 de ani din satul Cetireni, raionul Ungheni. Spuneți-ne, vă rog, doamna Pușcaș, atunci când vorbim despre un număr atât de mare de persoane care au necesitat ajutorul, cărui fapt se datorează? A lipsei de informare, a drumurilor proaste, nu știu, a altor factori? Nu știu dacă putem să facem legătură exact între cazul ăsta care s-a întâmplat, cei ce ține de neatenția la utilizarea sobelor sau intoxicațiile cu monoxid de carbon cu drumurile înzăpezite. Probabil este și o coincidență, dar cunoaștem că în perioada de iarnă aceste cazuri se intensifică, vorbim de oameni în etate, dar în pofida acestui fapt, Serviciul Situație Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne vine cu campanii de informare în sectorul locativ. Inspectorii, dar și pompierii din servantul de luptă vin cu recomandări față de oameni în așa fel de a evita situațiile excepționale. Însă, din păcate, se mai întâmplă astfel de cazuri când oamenii au de suferit. Doamna Pușcaș, eu vă mulțumesc pentru această intervenție și pentru explicațiile oferite. Stimați telespectatori, venim în studio la discuție. Domnul medic, vroiam de fapt să punctăm împreună cu dumneavoastră. Atunci când vorbim despre statistica acestor persoane, în perioada similară anului trecut, sau întotdeauna noi jurnaliștii ne-am învățat să facem o referire la perioada similară anului trecut. Ele sunt mai multe sau mai puține. Vorbeam aici și ați auzit discuția cu doamna Pușcaș, întrebam și dacă putem vorbi de o lipsă de informare sau vorbim de alți factori, pentru că până la urmă fiecare care vede afară este viscol, cade zăpadă, ar fi cazul să nu ne aventurăm la drum. Desigur, în comparație cu anul precedent, dacă putem compara datele statistice, nu pot să vă spun că au crescut semnificativ numărul de adresări. Cam avem fix așa flux, da, flux mărit în perioada rece, fix aceeași flux și cu persoanele străzii, tot aceeași problema rămâne din an în an, mai mult problema socială în primul rând, vreau să spun că din punct de vedere medical, cine ajunge la noi, da, astea persoane care pur și simplu nu au avut unde să ascunde de ger. Asta e problema. Problema mai mult socială. Referitor la informare, pot să vă spun, da, desigur, la noi iarna chiar nu fiecare an dă așa surprize, da, cu temperaturi foarte scăzute. În principiu, mulți oameni nu-și dau seama
ce înseamnă temperatura scăzută. Dar până la urmă am avut și unele prognoze, se spunea că se așteaptă o iarnă rece. Desigur, din neatenție persoanelor posibil, întrebuințarea alcoolului în, afară, în stradă, da, în perioada rece, asta e tot. De fapt, dumneavoastră anticipați o întrebare a mea. Ce trebuie să întreprindă fiecare persoană pentru a nu deveni victima hipotermiei? Nu, în primul rând, informare, cum ați spus dumneavoastră, da, dacă persoana cunoaște că într-adevăr, afară minus 18 și trebuie să evite oricum deplasările, dacă e posibil, da? Trebuie să îmbracă corect, îmbracă în îmbrăcăminte naturală, da? Din lână naturală. Atunci o să fie mai puține complicații, pot spun așa. Spuneți-mi, vă rog, domnul Căpățină, se întâmplă lucruri strane, cel puțin în viziunea mea, ceea ce urmează este tangențial cu activitatea dumneavoastră, după aceea revenim nemijlocit la ceea ce discutam. Ziceam că este neobișnuit ca în secolul 21, în 2016, să ningă în mijloacele de transport public. Nu vi se pare? Ați văzut probabil și aceste imagini. Eu n-am văzut, cu siguranță, fiindcă am fost la serviciu aceste trei zile, da, de dimineață până seara foarte târziu. Deci eu n-am avut posibilitatea. Probabil este o scăpare, dar la urmă sunt cazuri înregistrate. De acord, dacă ninge și în transportul obștesc, sunt de acord că sunt niște lucruri strane. Este vorba de transportul vechi care bănuiesc că trebuia de mult scos din circulație, care are și el un termen de exploatare, dar eu vroiam să revenim la ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, la faptul că se lucrează la vame. Când urmează ca cetățenii să poată ieși și intra în țară liber? Deci când din partea, să spunem, a Ucrainei, eu cred că în câteva zile o să normalizeze și la colegii din Ucraina. Deja vama Leușeni activează în regim obișnuit, la Oancea, la Cahul, la fel. Deci probleme din partea, să spunem, a Republicii noastră nu avem. Evident, sectoarele acestea sunt monitorizate de administratori din teritoriu după necesitate să intervine, fie cu lucrări de dezepezire, fie cu lucrări de combatere al nicușului, în tot cazul ele sunt permanent în vizorul administratorului. După informația pe care noi dispunem, deci cunoaștem cu toți, practic, vântul deja s-a domolit, ne permite să ne executăm lucrările pe deplin, fiindcă, cum am menționat, cauza principală și motivul principal a fost, deci, acest viscol, fiindcă lucrările care erau executate de întreprinderile rutiere din teritoriu, practic, se egalau cu zero. Noi nu trebuie să uităm una, că noi gestionăm bani publici a oamenilor și ca să-i cheltuim, noi trebuie să o facem cu cea mai mare rațiune. Meteorologii nu au vești prea bune pentru noi. Deci eu vreau să vă spun că... Putem face față viitorului ciclon? Da, dacă o să fie niște ninsori moderate, evident că noi am să facem față așa cum am făcut-o și în anii precedenți. Eu luați anii 2011, luați anii 2012, 2013, când am avut niște ninsori destul de abundente. Deci drumarii, după cât, dacă țineți dumneavoastră minte, s-au făcut meseria pe deplin. În comparație, să spunem, că luăm tot timpul exemplu colegii, fie din Ucraina sau din România, clar că în România acolo este o zonă mai specifică, dar Ucraina, deci, a introdus, să spunem așa, în regulamentul circulației rutiere, noțiunea de drum închis pe perioada de iarnă. Deci dacă este zăpadă, îl viscolă. Deci acest omăt, el se, evident, se împrăște cât nu te-ai stăruit să-l dezepezești, de exemplu, sectorul de drum, el tot nu se pot molește înapoi. Este o muncă, să spun, zădarnică, unde, pur și simplu, se cheltuie banii
așa, fără niciun sens. Domnule Căpățână, ați spus despre faptul că sunteți cei care gestionați banul public perfect de acord și aici apare întrebarea firească. Aveți motorină, aveți echipament necesar, suta de procente ca să nu ne trezim. Știți, există un paradox, mi-l permit să fac o excepție aici. Chiar de-ar veni zăpadă în luna ianuarie, desigur să auzim afirmații că ne-am luat prin surprindere. Da? Auzim, nu știu de ce e lucrul ăsta. De ce vă întreb? Avem echipamentul necesar a face? Avem absolut tot echipamentul necesar. Având în vedere situațiile care au fost și în 2012-2011, deci administrația de stat în 2015, la sfârșitul anului, a procurat 16 freze de tip rotor, unde au fost repartizate la toate societățile pe acțiuni drumuri din teritoriu. Fie el bălți, fie el... antiderapant. Și avem și tot necesarul de antiderapant. La moment, în stocuri, avem undeva circa la 60.000 de tone material antiderapant. Preconizat 80.000. Deci noi, cu această cantitate, în orice situație vom putea activa, să spunem, într-un regim leger sau sporit. Domnule medic, vreau să revin la dumneavoastră și la aspectul ce ține de solicitarea echipajului de medicină urgentă și în albia ceea ce spuneam, când trebuie să fie solicitat acesta. Îmi notasem aici, de fapt, că spre exemplu, avem o posibilitate, se numește Toxapel, da? Creat în 2013, care permite până la urmă adresarea persoanelor ce bănuiesc că copiii ar fi consumat anumite substanțe, anumite, nu știu, preparate și nu este obligatoriu ca să supra-solicite echipajul de urgență. Este așa? Da, ce ar trebui să cunoască lumea și la acest capitol? Da, desigur. Desigur, există proiectul funcțional, proiectul care a fost efectuat datorită suportului din partea Elveției. Într-adevăr, asta un sfat medicului, da, la etapa de prespital, la etapa de până la solicitarea echipei de urgență. Un lucru binevenit, un lucru foarte bun pentru informarea părinților, pentru informarea primii pași de resuscitare, de acordare asistenței medicale până la ajunge pe echipajul de ambulanță la locul solicitării. Într-adevăr, nu pot să vă spun că asta micșorează, da, un număr de solicitări, dar orice întrebare poate fi pusă în discuție cu medic, cu persoană calificată. În primul rând, asta e primele pași de acordare asistenței, în al doilea rând, asta e solicitările neargumentate. Da? Putem regla. Domnul medic, vrem, nu vrem, ajungem să discutăm despre persoanele neasigurate. Da, problema există. Problema există, problema destul de mare, fiindcă acordarea asistenței de urgență ține de absolut toată populația, absolut toate, spunem așa, straturi sociale, și persoane neasigurate intră în acordarea asistenței medicale de urgență absolut gratuit. Absolut gratuit. În cazuri de urgență și ca și la etapă de prespital și la etapă spitalicească se acordă absolut toate măsurile necesare pentru în cazul intervențiilor chirurgicale ce se necesită? Absolut toate. Absolut. 100%. Dacă persoana, indiferent de statut, are nevoie de intervenție chirurgicală, o să fie executată, o să fie efectuată la nivel cuvenit. Domnule medic, avem 3 zile atunci când temperaturile sunt pe neașteptat de scăzute. Vreau să vă întreb aici, ați avut situații extraordinare când persoane au ajuns cu hipotermie și ați fost nevoiți, sau medicii, echipa de medici a fost nevoită să recurgă la amputări ale membrilor anterioare, posterioare? Pot să vă spun că am avut cu păreri de rău și cazuri de deces a persoanelor, totuși două persoane din stradă, asta e boschitar, au decedat, au fost aduși la Institutul de Medicină Urgentă, dar cu părere de rău în stare agonală deja, cu hipotermie generală severă.
Asta e situația. Da. Domnul Căpățână, spuneți-ne, vă rog, vă întrebam dacă la noul ciclon urmează să ținem piept și să facem față până la urmă acestor provocări. Vroiam să deschidem un pic paranteza. Care ar fi capacitatea necesară de antiderapant și de material pentru ca pe perioada rece să fim asigurați, să nu utilizezi poate o sintagmă mai dură, să ne lăsăm pe tânjală, dar să fim asigurați ca să știm care este capacitatea necesară și ce avem noi astăzi. Eu am repetat, am spus mai sus că administrația de stat la moment dispune în stocuri de 63.000 de tone material antiderapant din planificate de 80.000 de tone. Deci noi 20.000 le-am avut deja în rezervă din anul trecut, precedent, unde la moment vă spun că dispunem de 63.000 de tone de acest material. Deci sare component cu nisip. Această cantitate pe deplin ne asigură o activitate, vă spun încă o dată, de 35 de cicluri, că conform statisticii. Deci, într-o perioadă de iarnă, nu avem mai multe intervenții decât de 35 de ori. Deci, în 90 de zile, probabilitatea căderii precipitațiilor este la maximum 35. Domnule Căpățână, ce ar trebui să cunoască pe de o parte șoferii, ce ar trebui pe de altă parte să cunoască cetățenii? Deci, folosindu-mă încă o dată, repet, da, această ocazie, atenționăm, recomandăm tuturor participanților la trafic să se conformeze în conformitate cu prevederile regulamentului circulației rutiere, unde scrie negru pe alb. Trecând la perioada rece a anului, mijlocul de transport trebuie să fie echipat, dotat cu toate necesare, începând de la anvelope, acumulatoare, toate dispozitivele, fie de iluminare, fie de răcire, toate sistemele de frânare și alte atribute care periclitează siguranța însuși a mijlocului de transport și, evident, a conducătorului auto. Să se conformeze și în caz că dacă aceste reguli nu sunt respectate, mai bine conducătorul să se abțină de la orice deplasare, numai vorbind de, să spunem, funia de tractare. Cazuri unde te pune pe gânduri. O chestie elementară. Elementară. Omul se pornește la drum, el n-are funie, vă dați seama. Noi am avut foarte multe cazuri, însă din lipsa acestor elemente noi n-am putut să-i acordăm ajutor, deci participantului la trafic. Deci este o problemă foarte importantă ca conducătorul să se conformeze. Același lucru vreau să atenționez pe pietoni. Că pietonii trebuie să respecte niște lucruri foarte elementare. Să se grăbească, dar cu zicala, încet. Orice trecere pietonală trebuie să o facă cu chibzuință și să asigure că trecerea dumnealui nu va forma careva impedimente pentru alții. Un șofer care a nimerit într-un drum înzepezit, ce trebuie să apeleze, unde trebuie să se adreseze? Deci dacă un conducător auto a căzut într-o situație, să spunem, dificilă, unde lipsește și lopățică și alte atribute care trebuie să le aibă cu dumnealui, deci poate apela la numărul de telefon 74 8961, serviciu operativ din cadrul întreprinderii de stat, administrație de stat a drumurilor, a Ministerului Transportului și Infrastructurii Drumurilor. Cu prima ocazie, cu primul apel, noi vom interveni, vom întreprinde toate măsurile necesare ca acest participant să-și poată continua în siguranță deplasarea mai departe. Ca să fac o legătură pentru domnul medic, vreau să ne spuneți,
în cazurile în care ați intervenit dumneavoastră, au fost persoane grav, bolnave, persoane care au necesitat adresarea la medic? N-am avut eu personal așa apeluri, deci au fost cetățeni și de la Ștefan Bodă, și de la Ceadăr Lungă, și de la Cumrad, de la Vulcănești. Deci, așa cazuri, că, de exemplu, că persoana, să o spunem așa, într-o stare gravă, bolnavă, n-am avut așa apeluri. La toate apelurile, care au fost foarte îngrijorătoare pentru noi, că persoana dată se află într-o stare foarte dificilă, evident, noi am făcut tot posibilul că această persoană să fie evacuată. Spuneți-ne, vă rog, poate dețineți această informație, evident că nu este în strictă monitorizare a dumneavoastră. Ce se întâmplă în teritoriu? Serviciul de urgență din Chișinău, nu știu câte ambulanțe are, să zic, aproximativ 50. Aproximativ. Nu știu, zic arbitrar. În unele raioane sunt 3-4 pentru 10 sate. Cum s-a făcut față? Și vechi, da, să nu uităm. Informația precisă, desigur, eu n-am, dar din experiență și din auzite de la colegi, clar lucru că e mai dificil. Mai dificil, desigur, că în orice sat, cum ați spus și domnul Căpățână, drumurile nu prea curăță din start, da, mai întâi drumurile internaționale și naționale. Mai mult echipele de ambulanță merg pe jos până la patul pacientului în cazuri grave. În rest, dacă este nevoie, noi conlucrăm strâns cu departamentul de stări excepționale, sigur că ne ajută foarte mult în cazuri când este nevoie de evacuare pacienților. Andrei. Ce se întâmplă atunci când are nevoie, nu știu, de acest balon de oxigen sau anumite, nu știu, în domeniul dumneavoastră, probabil... Pe spatele medicului, tot. Cu părere de rău, da? Se duce pe jos, până la patul bolnavului, pe spatele, tot necesarul, aparatajul care există, care avem nevoie la salvarea pacientului, tot pe spatele și pe jos. Care este capacitatea astăzi, iată, a spitalului de urgență? Câte persoane poate face față? Pentru că, cu părere de rău, am putea zice că acest următor ciclon nu știm ce ne va aduce. Poate să fie internate o serie de persoane mult mai mare decât cel anterior. Noi suntem pregătiți la orice eventualitate. Noi avem 650 de paturi în spitalul nostru și permanent avem rezervă. Permanent avem rezervă la orice stare excepțională noi putem face față. Cred că întrebarea cea mai dureroasă pentru perioada în care ne aflăm noi, ce ar trebui, pe lângă faptul că ați recomandat să se îmbrace foarte bine cei care se aventurează să iasă afară, ce ar trebui să cunoască și la capitolul alimentație și la capitolul, nu știu, consum de lichide, ce recomandă medicii pentru a nu fi pacienți cu hipotermie? În primul rând, în așa cazuri, întrebuie înțarea alcoolului. Strict interzisă. Strict interzisă, fiindcă senzația de căldură este una falsă. Absolut corect, absolut corect. Asta e primul. Referitor la alimentație, în principiu, nu pot să vă spun că există ceva determinant. Limitări, determinat. Într-adevăr, pur și simplu, orice persoană care se deplasează undeva, trebuie să aibă mașină și un mic depozit, spun, de apă potabilă, de mâncare, ar fi bine... Cele mai sensibile, să înțeleg, până la urmă rămân a fi extremitățile. Da, desigur, da, desigur. Timp de câteva minute, câteva zeci de minute putem demotrezi cu digerituri de gradul 1, gradul 2. Ultimele întrebări în cadrul acestor emisiuni. Domnule Căpățână, vreau ca să aflăm de la dumneavoastră. La ora actuală avem starea menținută sub control. M-ar interesa în ce măsură serviciul operativ al administrației de stat a drumurilor colaborează cu alte țări. În ce măsură se poate de interveni atunci când este cazul? Ferita Sfântul, zic, dar potențial. Eu am să spun așa cum este, fiindcă, să spunem așa, legături strânse, deci între vecinii noștri, România și Ucraina, cu părere de rău, nu le avem.
Și cred eu că pe viitor aceste legături, relații vor fi restabilite foarte curând. Evident că pentru asta însuși în activitatea serviciului nostru este o lipsă foarte mare, ceea ce ne va impune să o redresăm această situație, că noi totuși trebuie să cunoaștem atât care este situația pe drumul din țara vecină, fie Ucraina sau din România. Deci, pe viitor, noi la acest lucru ne-am gândit, adică preconizăm să facem o întâlnire cu reprezentanții de la drumuri Ucraina, cât și României, care eu cred că va fi în viitorul cel mai apropiat. Vă mulțumesc. Domnule medic, mesajul dumneavoastră către cei care ne vizionează, care este? Ca să nu ajungă a fi pacienți. Toate recomandațiile care am dat în cadrul da, emisiunii noastre, asta în primul rând, în al doilea rând totuși ca să fie mai argumentate adresările la etapa de prespital, la asistența medicală de urgență prespitalicească, ca și la adresările în departamentul de urgență, ca să noi putem activa, ca să putem acorda ajutorul, în primul rând, persoanelor care într-adevăr au nevoie, care într-adevăr au nevoie din punct de vedere medical, din punct de vedere de urgență. Mai avem astăzi apeluri false? Sigur că da. Solicitări false, sigur că da. Și o mulțime. Cu păreri de rău, da, asta rămâne problema de informare, în primul rând, de informare a populației. Când noi trebuie să solicităm, cum primele pași corecte, da, la acordarea asistenței medicale. Asta tot deține de probleme de informare a populației, în primul rând. Domnule Căpățână, domnule Curov, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Până la urmă am aflat că se circulă în regim firesc, se întreprind toate măsurile pentru a ține starea de lucru sub control. Am aflat că cei de la medicină de urgență ne oferă tot spectrul de servicii necesare în cazul în care ajungem acolo. Stimați telespectatori, eu vă urez o seară bună în continuare, fiți cu ochii pe Accent TV și aveți grijă de dumneavoastră.